Pentru a găsi pana de aur, un tânăr prinț a pornit într-o călătorie primejdioasă către muntele vulturului. Cine cel mai curajos, Ivanhoe? E puternic și frumos, Ivanhoe. E cel mai apric din ținut, cu sabia-n vânt e de temut. Cel mai nobil, mai mândru, mai chibeș, mai brav, mai distins, fără frică, prinț Ivanhoe. Prințul Ivanhoe. Prințul și legendara lui Iepu Hud. Haideți, băieți! Nu se mută singur! Hai, pune mușchiul la treabă, Toby! Cosc! Nu! Unde-i? Ce dimineață minunată, Bertie! Așa-i, Sire! Fără drame, fără străini ciudați. Auci! Mai ușor cu pila, Bert! Scuze, Sire! Așa, unde eram? A, da! Fără străini ciudați. Ziua bună! Să te niumil! Să vă ușureze viața și să pună bucate pe masă. Nu trebuie să mulțumiți. Nu-ți mulțumeam, doamnă. Haideți! Poate credeți că nu sunteți demn de milă. Milă? Mulțumesc, Bertie. Vai de mine! Probabil că nici nu știți ce sunt. Se numesc broșe. Știu foarte bine ce consider sunt astea. Consider că niște cerșetori umili merită broșe, la fel ca nobilii. Zici tu? Și vă întrebați cine nu sunt? Chiar. Vai, nimeni alta decât legendara Iepu Hud! Nu. Care fură de la bogați și dă săracilor! Da, vai, ce bine-mi pare, dar eu sunt un prinț și nu am nevoie de tinichelele. Un prinț printre căprioi! Așa te vreau! Doamnă, el chiar e prinț! Sigur că este! Să nu lași pe nimeni să-ți spună altceva. Dar țineți astea pentru zile negre. Nu, și în mod explicit refuz să port tinichele vulgare de la îngânfata. Continuă! Te-am prins cu copita-n sac, Ivan, hoțul hoților! Să fur de la un prinț! Of, 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 cum se spune? Eu nu aș! Așa-i, alteță, mi-au fost date cu forța de un iepure... haiduc! Minciuni! Stefan, arestează-te repede-i! O să fiți în spatele gratilor pe viață! Și nu-i nimic amuzant la asta! Sire, nu te-aș sfătui vreodată să fugi, dar... Pentru că știi că nici n-aș face-o. Și totuși, de dragul misiunii? Da, desigur. Mijuteriile, prinde-ți! Te punem în mișcare, domnilor! Stefan, cred că ai uitat pe cineva special. Stefan! Piele! Ziua bună, simple cetățean! Poftim! Chiar de la însăși, Iepu Hud! E frumos! Te măriți cu mine? O, Sire! Suntem prinși la mijloc! Ca să ne dovedim nevinovăția, trebuie să o facem pe hoață să vorbească! Sau o să fim închiși ca niște pungași de rând! Dar cum o să o găsim? Nu avem idee unde s-a dus! Uite, Bertie! Mă scuzați, mă întrebam... Luș! Greșește-ți altă soție! Bine! Priviți! Sunt eu! Vestita Iepu Hud! Nu aveți cuvinte, înțeleg! Ia asta, bunțărean! Și să aveți o zi bună! Nu te mai mocăi, Toby! Să nu-i lăsăm să scape! Odată cu bijuteriile coroanei mi-au luat și... ei bine, și am, să spunem, niște obiecte personale. Oh, vrei să spui... Nu fi insolent, Toby! Hai, hai, capra aia hoață nu poate fi departe! Asta e! Adulmecă, Toby! Da, adulmecă! Mângâi, apoi scarpiți. Posterior, apoi scarpiți.
iubesc. Aia e oglinda mea! Ce încântare pentru ochii mei. Fundătură! În ritmul ăsta nu o să găsim niciodată. Mască! Priviți, sire! Aha, exact cum suspectam. Pe furiș, mulțumesc, Bert. Bine, mânuțele la vent. Sire? Să te ajut, sire. Păi, cred că nu e aici. Sire! Așa crezi? Noi cu peria muncim posterior în vostruibul. Cum îndrăzniți? Aceea e peria mea! Nu mai e chiar deloc. E a noastră, așa că poți pleca. Yo. Snel, snel, lebădoi nesuferi. Nu, doar pleacă. Poți să-mi iau altă perie de toată. Perie de ce? Priviți, simpli mei prieteni, el e Marele John. Marele John! Și Marele John, ei sunt... Prințul Ivan dă un prinț incredibil de princiar care cere să fie eliberat. Oh, da, un prinț! Cu siguranță nu un sătean sărac și confuz pierdut prin pădure. Sunt un prinț! Păi cu siguranță în spirit. Doamnă Hood, cer să-mi fie înapoiat fulgerului titan și în plus toate obiectele prințului Svan. Prințul Svan crede că le-am furat. Reputația alteței sale va fi ruinată. Dar vedeți voi, dacă înapoiesc comoara prințului Svan, atunci reputația mea va fi ruinată. Nu că mi-ar păsa de... legende! Legende! Cântece! Cântece! Poeme epice! Poeme epice! Lui Iepu Hood îi pasă doar de sărmani și nevoiași. Nu de snobi îngânfați ca nesuferitul prinț va. Continuă. Poate de bani și am nenumărate bijuterii acasă. Cine n-are? Dar în speci, obiectele personale nu pot fi înlocuite. Așa, unde le-ați ascuns? Nu mă poți speria, Svan. Ți-ai întâlnit egalul în viclenie și iscusință. Chiar ea! Chiar ea! Unica! Unica! Legendara! Legendara! Iepu Hood! Iepu Hood! Cine? Iepu Hood. Nu, n-am auzit de tine, scuze. Ba, cred că da. Nu că mi-ar păsa, îmi pasă doar de sărman și... Serios, chiar n-ai auzit de mine? Nu, scuze, adică... Știu că știu unde sunt lucrurile, Ivan Zap. O să... Păi eu știu că tu știi că eu știu că știu că... Bertie, m-am încurcat. Dacă nu recunoaște nimeni, nu-mi lăsați de ales. Toby, cutiile pentru dureri abominabile. În prima cutie e o creatură înfiorătoare. Dacă te mușcă pe ea în genul ăsta, te întorci pe dinăuntru. Ce? E pe Toby! E pe Toby! Strivește-l, Stefan! Strivește-l! Sunt liber! Toby, a doua cutie! În cutia asta e o travă atât de puternică încât doar mirosul îți va face toată blana să cadă! Nu arată prea bine, Toby. Ești ca un vis urât. Acum nu te mai mocăi și a doua treia cutie. Curajos! Pentru un sătean nepregătit. Nu-s un sătean! Iată-ne! Noi, cetățenii de rând, contra unui prinț! Noi împotriva lor! Pentru
ultima dată, eu sunt ei! Arcul și săgeata, repede, Bert! Îl iau eu! Hei, e al meu! Nu te teme, am brațul puternic și ținta precisă! Vai! Exact cum voiam! Dragile iubitele mele, pe... nu vă uitați! E timpul să pleci, Zvan! Eu n-am fost aici! Nu s-a întâmplat asta! Păi, cred că ne luăm rămas buni. Într-o zi vei povesti despre aventura asta. Despre iepuhud puternică, dar nu mândră. Eroică, dar și umilă. Care nu se gândea la ea, ci doar la sărman. Da. Bine, păi, vedeți voi, la nevoie, ei vin la mine. Și îi alung, vai de mine, nu. Și ce le spun? Ai niște bani? Ceva de mâncare? Așa e! Peruci pentru toți! Cu plăcere! Chiar arătați mai puțin nefericite! Hai să o luăm din loc, Bert! Bun rămas, cali cu viteaz! Nu sunt! Sunt un prinț! Și să crezi asta mereu! El chiar e prinț! Ce? Păi în cazul ăsta... Bam, 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 bam,